Bună dimineața, dragii mei! Am intrat astăzi, de acum de dimineață, povestim de ultima zi decât din luna octombrie a anului de grație 2017. De mâine vine luna noiembrie. De dimineață încă temperaturi de octombrie. Suceava, Rădăuți, Fălticeni au temperaturi pozitive, la orele 7 trecute fix, undeva în jur de 3 grade, cu plus. Va fi vânt în toate cele 3 zone ale județului Suceava. Vorbim de, spuneam, de Fălticeni, de Rădăuți și de Suceava. Va fi vânt undeva până prin jurul amiezii, 12-1. Va fi și un pic de soare, vor fi și norișori. Va fi o vreme de toamnă târzie, dar va fi o vreme suportabilă. Se mai încălzește așa un pic pe parcursul zilei. Temperaturile ajung undeva pe la 5 grade cu plus. Evident, este maxima zilei de astăzi, 5 grade cu plus oriunde am fi, Rădăuți, Fălticeni sau Suceava. La fel se întâmplă și pe timp de noapte. Încă rămânem în zona temperaturilor care nu încep cu minus. Undeva 0 grade sau chiar 1 grad în toate cele 3 locații. La munte vremea este însă un pic mai altfel, pentru că de acolo vorbim de zonele montane. La Câmpul Lung, Moldovenești și Vatra Dornei, minus 3 grade de dimineață. Și se simt. Va fi rece și pe parcursul nopții care urmează. Cea dinspre 31 care bate încolo spre 1. Vor fi minus 6 grade la Vatra Dornei, 4 grade la Câmpul Lung Moldovenesc. Va fi vânt? Nu va fi vânt. Acolo va fi liniște, va fi soare, un soare cu dințișori. Temperaturile diurne undeva în jur de 1 grad, 2 grade cu maximum de cele nocturne. Deja v-am spus că va fi foarte rece. Rece, respectiv minus 6, minus 4 grade. Se poate ca pe undeva pe la mijlocul săptămânii, undeva spre weekend, joi, vineri, să vină ploile în zonele de deal, de șes și, de ce nu, poate un pic de ninsoare, de data asta mai liniștită, în zonele montane. Vorbind de Vatra Dornei. Cam atât despre vreme, să despre ce va fi. Vremurile însă sunt de la zi la zi, mai cum, aș spune eu, fabuloase. Și puneți ghilimele de rigoare. Bună dimineața! Bună dimineața! Toate premizele să fie fabuloase vremurile. Deci este. Da? Este, premizele este. Totul este bine. Da, numai că nu reușim de foarte mulți ani să trecem de la premize înspre ceva concret. Da. În concret avem o problemă, nu cu premizele. Da? Iar din acest punct de vedere, totul după dorință sau după așteptare. Că fiecare cu așteptarea lui, nu? Cu dorințele lui, cu așteptările lui. Și totul raportat la putință, ca să spun așa. Fiecare cu putința, cu putința lui. Și cu neputința lui. E mult de vorbit, într-adevăr, de putințe și de neputințe. Și vezi pe cei care astăzi nu mai sunt, nu știu, la cârma județului, vorbind de Consiliul Județean, și care se exprimă de acolo, din depărtări, pentru că de ei este oameni importanți, dacă se exprimă din depărtări, vorbesc de postări pe Facebook, se exprimă despre ce s-a întâmplat ieri la ședința de Consiliu. S-a întâmplat un lucru, hai să-i spunem, s-au împărțit niște bănuți, s-a împărțit o sărăcie. Dacă puteți să vă dați seama ce înseamnă pentru o primărie de oraș sau de comună, chiar de municipiu, excluzând municipiul Suceava, să poți să primești la o rectificare de genul ăsta, din cei 20% pe care împarte Consiliul Județean, 15.300 de lei, care reprezintă, practic, în bani vechi, ca să ne înțelegem, 150 de milioane de lei vechi. Și o să vedeți atunci cât de mulți bani s-au împărțit ieri. Numai că nici așa n-a fost bun pentru cei care reprezintă, evident, partidul de guvernământ, pentru că, zic ei, lucrurile nu stau chiar așa, a fost o rectificare, o nu știu. Deci a fost o întreagă poveste, evident, alimentată și doar, nu altfel decât cu iz electoral. Și spuneam, până și de împărtare, cineva ne făcea scheme. Cineva pe care dumneavoastră deja îl știți face tot felul de scheme, tot felul de calcule, tot felul de socotești și ne expune domnia sa cum ar fi fost, dacă ar fi fost. Mi-a plăcut ceva de genul, știi? E bine să visezi. E bine să visezi. Visele astea sunt corăbii lungi. Știi? E bine să visezi și să nu te poți desprinde la un moment dat de ceea ce a fost de trecut. Dar într-o anumită limită. Apropo de alocările astea bugetare, mă gândeam cât e de faină, și puneți ghilimele de rigoare, uitarea asta, știi? Era dat acolo un exemplu al comunei Adâncata, care nu știu ce somă ar fi primit la începutul anului, știi? Una dintre comunele care în guvernarea PSD, pe atunci a județului Suceava, vorbim de perioada 2012-2016, n-a primit niciun leu din cei 20% bani ai Consiliului Județean.
absolut niciun leu. Timp de 4 ani de zile. Și acolo au trebuit ca cei de acolo să se descurce. O altă comună ar fi Dărmăneștiu, unde primarul a trebuit să facă tot felul de împrumuturi. Și aveau doar o singură vină. Erau de altă culoare decât culoarea băieților ăștia îmbrăcați în roșu. Băieți care îmbrăcați în roșu nu fac nimic altceva decât la orice lucru, la absolut orice lucru, dacă se întâmplă și se întâmplă bine, au de comentat. Absolut orice lucru. Dacă afară e soare și spune cineva, afară este soare, eu spun, afară este soare. Și ce, băi, soarele tău? Și ce, bă, dar noi nu știm când vine soarele? Și ce, bă, dar poate soarele ăsta a venit de la București? Ce, bă, dar soarele ăsta poate a venit de altă? Deci cam așa se prezintă lucrurile. Din păcate, spun eu, și asta în detrimentul Sucevei. Pentru că eu am așteptări foarte, foarte mari atunci când vorbesc de Guvernul României, Guvernul PSD-ALDE, am așteptări foarte mari pentru județul Suceava și am așteptări în continuare foarte mari de la cei care sunt astăzi în număr de 7+2, ca să spun, de cei 7 parlamentari PSD și 2 ALDE, care se aducă către Suceava râuri, râuri, râuri de bani. Da. Să le spunem oamenilor că ieri în ședința Consiliului Județean, consilierii au repartizat pe localități sumele suplimentare din cotele de impozit pe venit. Pe venit, da. Bani, mulți, puțin, chestia asta e relativă de fiecare, dar e mult sau puțin, fiecare după pentru nevoie. Fiecare, și, pentru, da? Fiecare. După nevoie. Ei, în expunerea de motive, președintele Consiliului Județean arăta că sumele ar fi de 156 de ori mai mici decât necesarul. Respectiv 262 de milioane. Da. Ok. De lei. Acum, știu că în Consiliul Județean au avut loc dezbateri, au avut loc dezbateri pe comisii, inclusiv consilierii PSD au participat, județeni PSD au participat la aceste Sigur. Discuții. Au avut posibilitatea să-și exprime părerea, inclusiv în plenul ședinței. S-a votat. Așa cum îi firesc. Așa cum s-a discutat, adică s-a votat, cum s-a discutat și cum a apărut în proiectul de hotărâre. Lipsește un mesaj critic din partea președintelui organizației județene a PSD. Deci domnul Stan nu a venit să spună, doamne, nu-i bine ce a făcut fluturul acolo sau consilierii mei din PSD nu au făcut bine cum au votat. A ieșit domnul Stan să spună acest lucru, ba dimpotrivă, din câte știu, direct sau indirect, a participat la discuțiile cu privire la repartizări. N-au depus amendamente, n-au... Nu, deci știu că direct sau indirect au fost implicați sigur. În această activitate de repartizare a banilor. Mulți puțini trebuiau împărțiți echitabil, da? După nevoile fiecarei localități. Dar domnul Stan nu a protestat că nu-i bine. Pe această temă nici consilieri județeni nu au avut poziții împotriva acestui subiect. Da, au fost voci critice în PSD, la ședință, cum este și normal la un moment dat să ai dezbatere și așa mai departe, dar nu pe această temă. Deci nici măcar președintele organizației județene cunoscut drept mare critic la adresa lui Flutur și a PNL și a tot ce se întâmplă, a tot ce mișcă, dacă doriți, în Suceava, cel puțin public n-a avut până acum o poziție critică la adresa sumelor repartizate. Apare altcineva, domnule, care dintr-o dată știe cum PNL-ul împarte din pix Flutur, din pixul Flutur. Noi, chestia asta cu pixul Flutur era cu mulți ani înainte. Chestia asta cu pixul președintelor era cu alte mandate în urmă. Dar eu știu cel puțin și nu am fost... din ce am văzut până acum, nici PSD-ul nu mă contrazice că s-a participat la această dezbatere pentru buget. Acum, că sunt mulți, că sunt puțini, oare n-ar fi bine să-i întrebăm chiar pe primarii PSD dacă sunt mulți sau puțini? Pentru că nu Flutur sau consilierul PSD, că hai să nu-l punem pe Flutur. Consilierul județean PSD, că el e parte activă la ridicatul mâine acolo. Da, au ascuns undeva banii prin buzunare și nu le-au dat primarilor PSD bani cât au avut nevoie. Banii ăștia, tot așa cum spune și din titlu, sunt cotele din impozitul pe venit. Din 100% impozit pe venit, ți s-a repartizat procentul pe care îl ai. Că e puțin, e o problemă atunci cu venitul. E altă treabă. Aia e o problemă. Aia e o altă treabă. Corect. Pe care o putem discuta. Dar nu poți să-i impuți consilierului județean PSD. Deci nici nu mă leg de Flutur. Flutur e președinte, a fost inițiator. Dar activi la împărțirea banului au fost
și consilierii PSD, care, repet, până acum nu au ieșit în public și să spună, nu, doamne, am greșit, nu, era, nu e bine că la adâncat am dat nu știu cât sau nu știu unde, nu știu cum. Nu. Iese și face, practic, critică consilierii județeni, tot un deputat PSD. Deci vine domnul deputat PSD și își critică colegii din PSD, foștii colegi de Consiliul Județean, pentru că până la legile locale a fost și dumnealui acolo. Da? Până și la generale. Până la generale, îmi cer scuze, da? Își critică proprii colegi, practic, da? Își critică propriul președinte de partid. E adevărat, ați pierdut alegerile anul trecut. De asta PSD-ul a considerat că trebuie să-și aleagă un alt președinte. Asta e viața. Da? Își critică propriul președinte de județ, își critică colegul de la, practic, de la Suceava, pentru că pe domnul Cușnir, repet, l-am auzit, este vocal domnul Cușnir, pe tot felul de alte subiecte, dar eu nu am primit până astăzi niciun comunicat de la domnul Cușnir și, slavă Domnului, primesc comunicate de la dumnealor. Da? N-am primit până acum vreo comunicare din care să rezulte că banii împărțiți, că nu s-au împărțit bani așa cum ar fi fost normal. A, că ar fi vrut unii mai mulți, este normal să vrea mai mulți. Dar e clar că s-a discutat pe comisie, s-au discutat la pregătirea bugetului și așa mai departe. Și inclusiv PSD-ul a fost implicat în aceste discuții. Nevoia, trebuie spus foarte așa. Clar, nevoia județului a fost una foarte mare. Și este mare pentru că suntem un oraș, suntem un județ unde cu mulți, cel puțin de acum 5 ani până anul, nu s-a făcut nimic. E normal să vrei să faci. Corect. Da? Și să ai nevoie de bani. Da, normalitatea aceasta are legătură directă cu personaje care ascunși de undeva din, nu știu, de unde găsesc un loc, o umbră ca să se ascundă, încep să arunce în stânga și în dreapta. Dar e rușinos, din punctul meu de vedere, să arunci pe proprii tăi colegi, pe proprii tăi șefi. Pentru că asta faci în realitate. Aici nu e o bătălie între tine și Flutur. Nu mai ești la nivelul lui Flutur ca să poți pretinde că te bați cu Flutur. Asta trebuie să înțelegi. Nu mai ești la nivelul ăla. Nemai punând, mai e un lucru care nu trebuie înțeles. Numai puțin. În condițiile în care doar unii colegi de-ai tăi, care nici ei nu mai sunt pe prima scenă, încă te mai susțin ca să fii un oarecare echilibru, da? În jocul politic din PSD, nu în jocul politic din Suceava, acolo deja e complicat să reintri. Doar unii colegi care și ei, la rândul lor, sunt în rândurile 3-4, te mai susțin acolo, te mai țin acolo. În încercarea de a crea un echilibru în PSD, asta nu înseamnă că ai drept... Ba da, dreptul ai, că e dreptul la opinie. Că e liber. Că e liber. Da, asta nu înseamnă că e corect. Da? Să vii și să le explici colegilor tăi, poate foști, nu se știe ce, dar foștilor tăi colegi din Consiliul Județean și colegilor tăi de partid, că au greșit în acest fel. Aș fi vrut, da, ieri, dacă aveam în ziar un comunicat din această zonă, în care să vină cu propuneri și să spună, băi, la adâncata trebuie mai mulți bani, că sunt nu știu ce. Că acolo, cu o analiză și cu o propunere pertinentă, ieri, înainte de ședință, astăzi puteam privi acest subiect cu totul altfel. Spuneam, da, domnule, uite, un om implicat, care știe problemele localităților, a fost în Consiliul Județean mulți ani, știe despre ce este vorba și vine cu propuneri pertinente sau argumentate pentru alocări diverse la anumite comune. Dar nu, ieri a venit cu niște bazaconi cu altceva. Am discutat ieri, subiect important, că nici nu mai țin minte. Da? Și ca astăzi, imediat după ședință, să fie primul care ia fața cu acest tip de discurs care nu e constructiv. Da, pur și simplu să vii să spui colegii mei din PSD au votat rectificarea, e rău că nu trebuia să voteze, că la dâncata nu știu câți bani trebuia. Da, acum, ideea e că ușor-ușor, vedem că spuneam de acea umbră în spatele căreia tot ușor-ușor umbra asta se micșorează. Vedem doar două canale în care mai poate comunica. Și aceste două canale, unul nu contează, da, Facebook-ul, pur și simplu. Da. Eu sunt convins că 95% din cei care au văzut titlul postării nu au deschis-o și n-au citit-o, da? Iar pe partea de media, pe print, unde avem acest text, sunt convins că, ce spuneam și dinainte, mai degrabă dorința unor colegi de partid din rândurile 3-4 de a încerca să găsească așa un echilibru în propriul partid. Nu, dacă doriți,
Am văzut chiar mesajele de unitate venite din partea PSD, a conducerii PSD la alegerile municipale. Când domnul Cușnir, așa, criticabil, a reușit să aducă pe scenă liderii importanța ai partidului și să confirme niște lucruri. Unu, că cei care au pierdut, au pierdut. Și a căror ușă este doar cea de invitat deschisă. Nu cea de activ. E de remarcat în toată bătălia asta că de fapt e o bătălie internă și cum bine ai spus, pentru că nu e o bătălie care să meargă în exterior și nu știu, să fie constructivă pentru județ. Pentru că eu aș vrea să-l văd pe respectivul la fel de bătăios acolo în Parlament, că acolo l-ați trimis dumneavoastră, la fel de bătăios în Parlament și să ne spună din Parlamentul României cum se bate el și cum atunci când va veni legea bugetului de stat se va aproba, va avea și foarte multe și au componente din bugetul de stat care vor fi interesante pentru județ. Suceava. Și excludem de aici pensiile și salariile, pentru că e o zonă în care bat numai și numai aici. Poate, hai să intrăm un pic și în zona dezvoltării, pentru că tot spunea președintele Stan la un moment dat că oamenii ne întreabă de infrastructură. Poate intrăm și în zona asta și poate cel de care vorbim și care se află în depărtare, la depărtare acum, se va mai trezi un pic și își va aduce aminte că de fapt reprezintă acolo județul Suceava și interesele județului Suceava. Asta pe de o parte. Pe de cealaltă parte, domnia sa, nostalgic, evident, privește către o funcție pe care a deținut-o și pe care nu o să o mai deține niciodată. Nu o să o mai deține niciodată pentru că l-am auzit pe președintele, cel care conduce destinele PSD-ului, că a spus cu subiect și predicat cine va fi viitorul candidat al PSD-ului pentru demnitatea asta înaltă de consilier județean, evident, și de președinte de Consiliul Județean. Sau posibil președinte de Consiliul Județean. Candidatul pentru așa ceva. Pentru președinția Consiliului Județean. Și e vorba de primarul de Fădeceni, Cătălin Coman, și în niciun caz cel despre care nu vorbim. Și care își dorește și este nostalgic așa în zona asta. Sau poate aș fi vrut să văd de la acest personaj să vină să-mi spună de ce suma asta din impozit pe venit, pe profit, de ce suma asta din impozit, acel 20%, este atât de mică și de ce nu este mai mare. Să-mi explice de ce, spre exemplu, sumele sunt neîndăsturătoare, adică nu ajung pentru toată lumea. Mi-aș fi dorit ca acum să zicem să avem o ceva de genul, nu 1,7 milioane de lei, să avem acum 177 de milioane de lei și asta în condițiile unei economii care funcționează și care să facă în așa fel încât banul care intră în județul Suceava, nevoia aia de 262 de milioane să fie aproape acoperită și nu să ne discutăm acum despre 1,7 care reprezintă, spuneam, a 150, cu 156 de 156 de ori mai puțin decât îi trebuie astăzi județului Suceava. Dar noi suntem într-o zonă absolut nebună. O să vedeți astăzi în presă, mă rog, ieri o declarație, nici nu știu cum să-i spun, a unui, iarăși nu știu cum să-i spun, dar am să-l numesc doar Șerban Nicolae, n-am să-i pun niciun fel de înainte, nici domn, nici senator sau deputat ce e el, un Șerban Nicolae. Omul, pupila lui Caghebescu, care spunea ieri, vorbea ieri despre comunism și despre lupta anticomunistă, care n-a făcut nimic altceva decât armată din munți. Rezistența armată din munți, care a făcut foarte mult rău României. Sper să nu greșesc ceea ce a spus el. Ăștia sunt băieții care ne conduc astăzi. Ăștia sunt. El care aproape mâine, poi mâine, ne-l va elogia pe Stalin, cel care a fost unul dintre cei mai mari criminali, dacă nu cel mai mare din istoria omenirii, o să-l elogieze pe Stalin și evident tot ceea ce ține de el. Ăsta este omul, ăsta este cetățeanul. Dar am să mă întorc un picuț la codul penal. Ca să fie foarte clar. Titlul. Domnul Șerban Nicolae a spus ieri în Comisia Juridică a Senatului. Pe care o conduce, dacă nu mă înșel. Mi se pare că că cred că l-au schimbat după ordonanța 13, a fost acolo peste. Da. Ideea era ca s-a discutat despre posibilitatea ca data de 26 octombrie să fie ziua mișcării de rezistență armată anticomunistă. S-a dat aviz negativ în comisie, iar în timpul dezbaterilor de acolo, domnul Șerban Nicolae a spus că, citez, partizanii anticomuniști din munți au slăbit capacitatea de apărare a României.
Stalin și Churchill, în egală măsură, sunt doi criminali. Nu aveau niciun motiv sau nici nu aveau niciun motiv să schimbe stăpânul, așa, el a mai spus că încercarea de schimbare a stăpânului sovietic cu stăpânul american nu era cu nimic mai bună și a susținut că Stalin și Churchill au fost amândoi. Practic, ne povestește cu subiecte predicat că trebuie să ne pregătim pentru o stăpânire. Românii de acolo au luptat împotriva românilor, că organele de securitate nu erau altceva decât fostele trupe de jandarmi schimbate în trupe de securitate și cerăi au fost cei anticomuniști și comuniștii au fost buni. Da, de fapt, asta e, nu? Da, asta e esența. Dacă e rău anticomunistul, e bun comunistul. Celălalt e foarte bun. Celălalt e foarte bun. Deci cam ăștia sunt băieții care ne conduc și care ne reprezintă și care sunt astăzi acolo. Da, știți de ce am primit? Eu cred că România a primit o palmă. România în general, dar nu subiectul în sine. Că la urma urmei subiectul e de dezbatere. Și cum am spus și înainte, și în cazul deputatului despre care, la urma urmei e o opinie. Da, și eu chiar mă bucur că are posibilitatea, așa, știți cum era și Rațiu la un moment dat, mă bucur că acest personaj are posibilitatea în România să-și spună și această părere. Da, că altfel și eu am posibilitatea să-mi spun părerea despre el. Deci e o bucurie așa pe care ne putem împărtăși. Corect. Că încă mai avem posibilitatea să spunem aceste lucruri. Dar palma este dată pentru mine și cred și pentru România prin declarațiile acestui om, pentru simplu motiv că au trecut atâția ani de la Revoluția din 89 sau de la evenimentele din 89 și istoricii, profesorii de istorie, cercetătorii, nu au reușit până acum să ne ofere argumente serioase ca să-l putem contrazice pe acest om. Din nefericire, nici copiii mei, nici cei mai tineri ca mine, dar așa, în școli, în universități, nu învață decât tot ceea ce propaganda bolșevică, de altfel, da? Cea comunistă, cea pe care o elogează domnul Șerban, ne oferă. Din nefericire, n-am văzut un pic de demnitate din partea profesorilor de istorie, a cercetătorilor, a istoricilor, care în această perioadă să meargă la arhivă și să ne ofere nouă posibilitatea de a avea argumente în relația cu al de Șerban Nicolae. V-am mai relatat o situație asemănătoare, cazul Dodon, nu? Da. Când ne-a dat o lecție de istoria României, pe care din nefericire, bun, nuanțată, așezată conform intereselor strategice ale susținătorului lui, că Dodon, știm la ce manete... Un Dodon suspendat, dacă nu mă șel. Da, 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 după ce manete funcționează. Da, corect. Da, după manete putiniste. Da, ne-au oferit niște informații despre istoria României, pe care, din nefericire, noi în școală nu le învățăm nici măcar poziția României cu privire la acele evenimente. Nu le tratăm. Da? Deci noi funcționăm în continuare ca materie. Pe baza propagandei bolșeviști. Asta este, a celor care au venit cu tancurile în România și ne-au arătat cum trebuie să trăim. Și vai ce nenorociți au fost unii care au spus nu-i bine cum vreți voi să ne puneți nouă să trăim. Unii s-au ascuns prin munți, da, că aveau pregătire militară, da, mulți dintre ei fuseseră pregătiți de trupele germane, alții din altă direcție și așa mai departe, da. Putem recunoaște toate lucrurile astea, dar sunt deja documente. Spuneți-ne care e adevărul. Ca să-l știm și noi. Da, ca să putem să venim să-l putem contrazice eventual pe domnul Șerban Nicolae. Da? Ne mai testați din nou care sunt reacțiile la astfel de... Poate fi un simplu test al... da, că toți suntem testați. A spus Șerban Nicolae chestia asta cu rezistența armată și s-a trecut peste faptul că ieri nu știu ce amendament a trecut prin Senat cu privire la faptul că un infractor poate candida la președinția României. Exact. Fără niciun fel de problemă a trecut. Da, deci, ca să vedeți cum stau. Și lucrurile stau dacă astăzi, infractorul suprem care ar putea să-și dorească președinția României se numește Liviu Dragnea și care este la Camera Deputaților și care are execută o pedeapsă, evident. Nu este cu executare, este cu suspendare, dar este un infractor dovedit cu acte în regulă de către instanță și care n-a făcut absolut nimic, nu știu, un recurs sau ceva, nu știu de care, în anulare, ce știu eu, drepturile omului, Strasburg și așa mai departe, ca să-și dovedească nevinovăția. În schimb, a trecut această poveste cu președinția României. Dar haideți să vă dau un pic cu timp înapoi, că am văzut ieri o chestie foarte faină. Și ne raportăm un pic la istorie, pentru că istoria asta este fabuloasă. Fabuloasă câteodată și de acolo mai tragem învățăminte. Alexandru Iancuza. Alexandru Iancuza, cel care a modernizat statul român.
Asta a făcut. Prin ce? Prin actele normative pe care le-a emis. De acolo a plecat administrația, de acolo a plecat codul penal. Haideți să vă dau un exemplu despre cod penal de pe vremea lui Cuza. Vorbea Cuza la vremea respectivă de demnitari, vorbea Cuza de funcționari, vorbea Cuza de ce pățesc ăștia dacă bagă mâna în banul public. Bă, dar era simplă treaba. Simplă și nu te puteai da de la ei deoparte. Zice așa, bă, tăticu, deci te-am prins cu aripa în banul public. Da? Ai băgat, ai furat, ai... Îți confiscăm averea, să luăm, recuperăm prejudiciu. Și... Era pedeapsa supremă pentru că era foarte important și atunci și acum. Și n-ai dreptul la pensie și la nicio altă funcție publică, deci pensia ever, o ștergi cu buretele, nu ți-o putea reda nimeni niciodată, pentru ce ai lucrat până atunci cel puțin, da? Și mai mult decât atât, într-o funcție publică, niciodată, pe parcursul vieții, niciodată. Nu mai aveai dreptul să vii, să faci așa ceva. Era lucru simplu. Că furai, că delapidai, că participai, nu știu, grup, deci orice făceai, funcționarul care făcea un lucru în detrimentul statului, în detrimentul cetățeanului sau demnitarul, asta era pedeapsa. Nu mai putea să fie, nu mai putea să candideze și nu mai avea drept la pensie, în afară de faptul că era pedepsit și nu știu, cu închisoare sau cu amendă contravențională. Dar astea trei erau acolo. Cei cum, astăzi la noi? Și n-avea niciun prag? N-avea praguri. N-avea fără prag, așa? Fără praguri, deci asta era. Și mai mult decât atât, astăzi noi, deci știi, codul penal de la Cuza. Acel Cuza care e păsat de popor, de ce se întâmplă așa mai departe, și pe care tot băieții l-au făcut să fie cum este, cum, știi? Churchill. Puterea, Churchill, da, l-a făcut, știi? Asta a fost pe vremea lui Cuza. Astăzi, despre ce vorbim? Despre o rectificare care spune, bă, un infractor, n-am o problemă cu să ne înțelegem, bă, sunt oameni și oameni, greșești și așa mai departe, da? Dar vorbim aici despre un om care a fost prins la furat. La furat de ce? De voturi. Și care își păsește o pedeapsă și care a urmat toate etapele ca să poată își păși pedeapsa. Ce îi se propune lui astăzi? Adică ce au făcut colegii lui? I-au propus președinții, au spus, domnule președinte, vă dorim președinte. Publicitate. Revenim.